Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur enorm că am posibilitatea să mă adresez dumneavoastră din nou pe calea undelor într-o vineri seara frumoasă, plină de prezența Domnului Isus Hristos. Subiectul din această seară este intitulat Familia creștină între agonie și extaz. Acesta este un subiect foarte sensibil, dumneavoastră o știți, eu o știu, noi toți o știm, uh, un subiect sensibil care poate să creeze destul de multe turbulențe pe parcursul uh, depănării acestui mesaj. Sper ca abordarea să fie cât se poate de obiectivă și prin Harul lui Dumnezeu să putem să ținem cont de realitățile la fel de obiective atât ale femeilor cât și a bărbaților din societatea de astăzi. În această prezentare nu doresc să caut un vinovat neaparat, dacă vreți, sau un țapi spășitor, ci pur și simplu doresc o abordare corectă și imparțială din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu a ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie familia la începuturile ei, nu-i așa? În contrast cu ceea ce a devenit familia în timpurile moderne. Creațiunea se finalizează cu o nuntă în care Dumnezeu pune mâna Evei în mâna lui Adam. Atenție, nu pune mâna lui Adam în mâna Evei. Cred că simbolul vorbește destul de mult, gestul în sine, nu? La nunta din Cana Galileei, același creator care a oficiat nunta edenică, își începe lucrarea de mântuire a omenirii, a lumii, dacă vreți, prin a pune mâna miresei în mâna mirelui. Observați că de la creațiune există o ordine a protocolului care a impactat familia și a transmis un mesaj tuturor celor care erau prezenți ca martori la oficierea căsătoriei. Mirele așteaptă pe mireasă să fie adusă de creator, nu? Adam așteaptă pe tatăl Ceres sau pe domnul Hristos să o aducă pe Eva în fața lui. nu? În timpurile post-creație, tatăl care este protector aduce mireasa pe scenă și pune mâna uh, ficei în mâna celui care avea să-i devină bărbat. Toate aceste elemente au semnificație, prieteni. În lume există o îngrijorare din ce în ce mai mare cu privire la volatilizarea sau dispariția a ceea ce num noi numim familie tradițională sau, mai bine zis, familie biblică. Această îngrijorare nu este neapărat un fenomen izolat întreținut de un grup de oameni care urăște tot ce mișcă în jurul lor. Dispariția, însă, a familiei biblice din societatea omenească, vreau să vă spun că este subiectul îngrijorării atât pentru oameni din toate bisericile creștine, cât și necreștine. Nu contează dacă vorbim de atei, agnostici sau alte clase de cultură, care, deși nu cred în Dumnezeul Scripturii, totuși cred în instituția creată de Dumnezeul Scripturii, au sau își exprimă o îngrijorare cu privire la deteriorarea familiei umane, care, practic, aduce cu sine sfârșitul lumii. Singurul punct de doctrină îmbrățișat de toate culturile, neamurile și religiile lumii este doctrina cu privire la familie, prieteni. În orice parte te duce în lumea asta, din China până în Congo, din Rusia până în Portugalia, de la New York, USA, până la Sydney, Australia, de la Sao Paulo, Brazilia, până la Tokyo, în Japonia, toți oamenii cred că femeia și bărbatul formează celula societății, formează familia, care este în esență baza, temelia la tot ce se numește umanitate. Toți cred că din femeie s-au născut toți bărbații și toate femeile de mai târziu. Prieteni, acest subiect este atacat în mod sistematic pe scară largă de noua ideologie babilonică care dorește distrugerea lumii setată pe principii edenice, dumnezeiești și reinventarea unei lumii fără repere și fără adevăruri absolute și fără principii morale bazate pe legea lui Dumnezeu. Cum s-a ajuns aici? Ne întrebăm cu toții, și probabil că vă întrebați și dumneavoastră: Cum a ajuns Tera să renege familia? Cum am ajuns aici? Cine a produs această teologie a transgenderismului și a mișcărilor de tot felul, gay și așa mai departe? Răspunsul la această întrebare va cutremura televizorul în această seară, prieteni. Cum? Veți întreba creștinismul? Da, creștinismul occidental care s-a îmbolnăvit de modernism, dar a derapat atât de serios, prieteni, de la valorile biblice cu privire la familie și implicit viața de căsătorie, cu toate implicațiile ei, încât a alunecat în noroiul urât mirositor al non-valorilor sau, dacă vreți, a antivalorilor creștine. Creștinismul de tradiție și creștinismul protestant, gradual, a început să renege importanța legii lui Dumnezeu. Renegarea legii lui Dumnezeu din ecuația ordinii sociale, atenție, a creat haosul sistematic, prieteni, care se vede astăzi și se simte în societate. Preoți, reverenți și mulți alți predicatori de tot soiul susțin de la anvon cu zâmbetul pe buze că cele zece porunci nu ar fi necesare pentru păstrarea, dacă vreți, a serenității rasei umane, că doar Domnul Hristos a murit ca să anuleze legea care este de fapt copia caracterului dumnezeiesc, negația să nu minți, ar corespunde cu echivalența expresiei spune adevărul. Să nu comiți adulter ar avea echivalența expresiei fi credincios partenerului tău de viață. Să nu te închin la chipiuri cioplite ar putea declarația aceasta negativă să fie echivalentă cu nu practica prostituția religioasă. Aduți aminte de ziua de sabatului ar echivala cu recunoașterea lui Dumnezeu ca și autor al binecuvântărilor noastre în viață și societate. Și iată că rezultatul unor astfel de interpretări vor ajunge la urechile oamenilor și vor face să aibă o gândire matură cu privire la toată invazia de povești și de ficțiuni teologice care distrug creștinismul în fiecare zi treptat, dar gradual, creștinismul a început să îmbrățișeze o idee foarte periculoasă. Așa am ajuns la aici, la mișcările acestea. Prima dată am început cu abandonarea legământului de căsătorie. Divorțul, precăsătoria, care până ieri erau rușinea satului românesc, au început să fie la modă, acceptate ușor, ca mai apoi să fie integrate ca o chestiune de normalitate în viața Creștinismului și culturii creștine. S-a spus că din pricina călcării poruncea șaptea oamenii se pot despărți, se pot recăsători, avem în scritură un singur verset biblic care ar atesta aceasta, dar... Se pare că teologii au dispute deosebite, extrem de controversate cu privire la forma de interpretare a acestui verset. Dar există. Dacă este voie să te desparți numai datorită chestiunilor de infidelitate, având suportul unui singur verset biblic, care, zic eu, are o interpretare forțată, deci totuși avem o majoritate a celor care au contractat a doua sau chiar a treia sau chiar a patra căznicie fără să aibă la bază motivul stipulat de textul biblic. Acum întrebarea este chiar toți cei care sunt la a doua, a treia experiență de viață, a patra experiență de viață, toți aceștia au format o nouă uh, familie uh, pentru că au fost uh, înșelați de partener de fiecare dată? Ceva e subțire aici, ceva nu funcționează corespunzător. Dragii mei prieteni, bărbatul fără Dumnezeu consideră femeia ca un obiect fără suflet și fără identitate emoțională. Așa sunt bărbații fără Dumnezeu de lumea de astăzi. Pot să fiu eu, pot să fii tu, putem să fim noi toți. Ori de câte ori noi ca bărbați părăsim relația cu Dumnezeu, părăsim rugăciunea, ajungem la situația unde să tratăm persoana de sex opus ca fiind un obiect fără suflet, fără identitate emoțională, un obiect pe care omul îl folosește la nevoi personale. Femeia fără legătură cu Dumnezeu, fără relație cu Dumnezeu, femeia care nu este spirituală sau care nu are o relație și o conexie cu Dumnezeu, la rândul ei, consideră bărbatul doar un cont de bancă sau eventual o visa card. O scoate din buzunar când are nevoie de ea și o bagă în buzunar când, ca să nu mai vadă la față. În timp ce mișcările de tip gay și LGBT își fac drum în bisericile protestante și neoprotestante și mai în toată lumea protejate de legi civile puternice și bine chivernisite, păgânismul se uită la noi cu dispreț la, nu? la națiunile care se declară creștine, care pălesc în fața standardelor morale pe care le au păgânii. De aceea musulmanii râd de creștini, zicând uh, uh, voi ne învățați pe noi, mă, uitați-vă la dezastru din ograda voastră și după aceea mai ne dați noi lecții de morală nouă musulmanilor. Așa cum zice românul, fiecare casă are o cruce, dar nu e pusă la poartă, zic eu, ca să o vadă toată lumea. Și uite așa creștinismul care a pierdut sacralitatea instituției edenice numite familie, a derapat în neoliberalism și progresism, a devenit incubatorul gândirii transgender și a mișcărilor LGBT. Da, dragii mei prieteni, creștinismul. Primele cercuri sociale care le-a îmbrățișat au fost bisericile protestante, bisericile tradițional creștine. Acolo s-au cuibărit pentru prima dată aceste ideologii, acolo au găsit căldură, iubire și înțelegere aceste concepte corupte care amenință omenirea astăzi cu prăbușirea prieteni absolută a societății umane. Săptămâna asta am asistat la darea afară din serviciu preoțesc al episcopului din Texas pe nume Joseph Strickland, acesta a criticat vehement înlocuirea noțiunii de familie sau căsătorie între bărbați și femeie cu noile ideologii de tip gay, LGBT etc. Deși Papa Francis l-a eliminat pe acest așa zis conservativ fanatic pentru că se opune papei în, proces, în procesul de eradicare a conceptului biblic a ceea ce înseamnă familia. Totuși ziarele au izbucnit și, mă rog, cam peste tot, s-a făcut mare zarvă cu privire la. Faptul că episcopul Strickland a fost dat afară. Episcopul Strickland a apărut ca un critic de frunte al pontifului, susținând că conducerea sa subminează tezaurul credinței, bisericii, nu? Deci făceau declarații că domnul Francisc, papa, ar fi un clov diabolic deranjat. Mental, probabil că se referea. Am textul original aici din New York Post. Deci iată că tensiunile și luptele apar chiar în interiorul bisericii care pretinde a fi tutore moral al întregii lumii. Biserica catolică nu este exclusă de lupte interne și așa mai departe, ca nicio altă biserică. Din nefericire, scandalurile de dincolo de zidurile Romei nu au încetat să existe și să continue mereu, iar abuzurile preoților asupra copiilor și adulților, nu au încetat să existe. Procesele de la tribunal finalizate cu amenzi, prietene, enorme, împotriva reprezentanților Imperiului Vaticanului și ce credeți? Cam toate aceste plăți sunt făcute de către Black Rock. O instituție aspirator care a înghițit economic mai tot ce mișcă în lumea aceasta și uh, care, bineînțeles că Black Rock este condusă de Vatican. Nu? Interesant că în traducere, acest nume Black Rock, este exact opusul la ceea ce noi creștini numim White Rock, care reprezintă pe Domnul Hristos. Black Rock, stânca neagră versus Stânca albă, stânca neagră versus stânca veacurilor. Observați dumneavoastră, se pare că cel care pretinde că este vocea lui Dumnezeu în mijlocul Bisericii Catolice și în mijlocul lumii, în persoana Papei Francis, promovează o ideologie a evoluției bărbatului în femeie sau a transgenderismului feminin. Această teză are la bază ateismul și contestarea existenței lui Dumnezeu. Nu poți să reconciliezi conceptul. Biblic. Nu te poți declara ca un lider spiritual al Bisericii Creștine și în același timp să susții ateismul evoluționist care distruge conceptul genezei prietene. N-ai cum să reconciliezi aceste două concepte pentru că sunt incompatibile. Această teză a transgenderismului are la bază ateismul, așa cum am spus, și contestarea existenței lui Dumnezeu. Așa că, cel puțin, prezentul Papa Francisc este cu totul de partea desfințării familiei biblice în numele evoluționismului modern. În numele toleranței și îngăduinței celor care sunt diferiți de majoritatea, Papa Francisc promovează ideea că acești puțini trebuie să fie acceptați ca normalitate, iar nu să fim priviți ca excentrici, necuvincioși și lipsiți de simpatie, îi irităm pe oameni și deranjăm trendul progresului sodomizării planetei dacă rămânem la principiul scripturii. Iată ce ne spune o pană inspirată. În timpul sfârșitului, fiecare instituție divină va fi restaurată. Profe și regi, pagina 678, avem un atac ideologic din afara bisericii și am vorbit despre el până acum. Avem un atac mascat din interiorul bisericii. Femeia este bărbatul, este pastorul, femeia este preotul, femeia este mentorul, femeia este totul. Și trei, avem atac pe față de data aceasta, nu mascat, din interiorul familiei, unde autoritatea și poziția bărbatului este amputată de cea care trebuie să fie un ajutor compatibil pentru el. Dumnezeu nu i-a creat pe Adam și pe Eva în același timp sau simultan, corect? După raportul biblic, Dumnezeu a creat pe Adam întâi pentru a-l face responsabil de împărăția edenică care i s-a pus la dispoziție. Dumnezeu i-a dat lui Adam cuvântul său, nu? Pentru că Dumnezeu îi face pe bărbați răspunzători și responsabili de calitatea vieții și dinamica socială pe care bărbatul o dictează în lume. Când bărbatul om cu o mare, cum zicea David, își abandonează poziția de lider, el, de fapt, pune femeia în pericol. De ce? Pentru că femeia este un conector de relații, este lipiciul dintre copii și autoritatea casei, care este soțul. Când omenirea a căzut în păcat, atât Adam cât și Eva au fugit și s-au ascuns. Vă mai aduceți aminte clișeul acela de istorie. Când Dumnezeu i-a chemat, nu i-a strigat Adame și Eva, unde sunteți. Raportul biblic ne spune simplu: Dumnezeu l-a strigat doar pe Adam, pentru că doar pe el l-a făcut responsabil și doar pe el îl putea trage la răspundere. Unde ești? Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 15, versetul 22 că și după cum toți mor în Adam, toți așa vor învia Hristos. Observați expresia, nu spune că mor în Adam și Eva Vom spune, bine, bine, dar este doar o figură de stil, nu? Dacă expresia Adam este o figură de stil, atunci și expresia Isus este o figură de stil, nu? Atunci, în loc de a dat pe singurul său fiu, vom pune că a dat pe singura sa fică. Deci e periculos să ne jucăm cu interpretări fără rost care atacă și subminează originalitatea cuvântului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut legământ cu Avram, Isaac și Iacov, nu spune că a făcut legământ cu Sara, Rebecca și Rahela. Deci, din nou se evidențiază că Dumnezeu nu că a disprețuit-o pe femeie, nu asta vreau să spun, ferească Tatăl Ceresc, dar vreau să spun că l-a făcut pe bărbat om responsabil, în semnarea legământului sau contractului de bună cuvință și bună stare și bună conviețuire între om și Dumnezeu și om și familia umană. Asta vreau să scot în evidență. Nu a făcut-o pe femeie responsabilă, ci l-a făcut pe bărbat responsabil de tot ce se întâmplă în lumea noastră. În toată istoria biblică, dragii mei ei prieteni, nu există un preot femeie, nici un levit femeie. Totul a fost pus pe seama lui. Adam, primul Adam și apoi celui de-al doilea Adam, care este de fapt Domnul Isus Hristos. Observați că în toată exegeza acestei idei, Dumnezeu îl face responsabil pe bărbat de toate problemele care apar pe pământul acesta, inclusiv de faptul că femeia are mai mult sau mai puțin o poziție respectabilă în societate. Sigur că nu putem trece în extrema cealaltă de a ignora prezența și influența femeii în societate. Femeia este extrem de puternică în a influența pe bărbat pentru că pro posedă, dragii mei prieteni, afrodisiacul de care bărbatul are nevoie. Și de aceea femeia poate să meargă pe urmele Evei, Dalilei, Izabelei sau, versiunea pozitivă, nu, care e cea mai fericită, pe urmele mamei lui Moise, care se chema Iochebet, femeia model de credincioșie și chiar pe urmele seforei, soția lui Moise. Sau dacă vreți, pe urmele Abige Abigailei, femeia de o inteligență și o eleganță comportamentală rar întâlnită, care l-a dezarmat pe cetățeanul rege, cu sabia în mână, nu, David, care ascultând-o, a uitat de ce venise acolo, sau de exemplu, dacă vreți, soacra model. Care este soacra model? În persoana lui Naomi. Și exemplul de noră Model, nu, în persoana lui Ruth. Deci, există o putere fenomenală în coasta lui Adam, adică femeia care a fost luată din trupul lui Adam. Dar, ca o paranteză, nici asta nu mai prea este crezut în creștinism, căci, în mod literar, Dumnezeu ar fi pus pe Adam într-un somn adânc, și, în mod literar, Domnul a luat-o. A luat din el o coastă și a făcut în mod literar o femeie care era os din oasele mele și carne din carnea mea, cum zice Scriptura? Nu, astea sunt niște metafore. Interesant că teologii care respind ideea că femeia este din bărbat și bărbatul din femeie consideră raportul creațiunii femeii ca un, un fel de stilistică sau dacă vreți o parabolă fictivă în care singurul lucru ne, ne fictiv este realitatea vividă a Evei. Deci dacă atacul la conceptul acesta al creațiunii este real, înseamnă că toată Biblia este o carte a minciunii. Dar dacă actul creațiunii femeii este adevărat, atunci înseamnă că avem o problemă de identitate. Dacă actul creațiunii femeii este fictiv și este mai mult de natură metaforică, atunci și produsul acestei metafore trebuie să fie tot o metaforă. Femeia este ori o ficțiune a Bibliei, o metaforă, ori este o realitate a scripturii. Concluziile le trageți dumneavoastră. Apoi, ce să zicem de Maria? mama Domnului Hristos, Elisaveta, mama lui Ioan, femeile Mironosite, Maria Magdalena, Marta, femeia de la fântâna lui Iacov, Dorca, Lidia și nu i-ar ajunge timpul lui Pavel în capitolul 16 să enumere toate faptele bune a acestor femei cuvioase care au făcut o mare diferență în societatea în care trăiau. Acum, pentru că am asigurat că femeia are respectul cuvenit în acest tablou, al abordării subiectului nostru, ne reîntoarcem la importanța rolului bărbatului în spectrul social. Dacă bărbatul se prăbușește, se prăbușește toată temelia casei, prieteni. Când se prăbușește temelia, se prăbușesc și alte părți componente ale casei. Temelia, în general, nu trebuie să arate bine trebuie să fie puternică. Așa că bărbații n-ar trebui să se mai înghesuie, să fie preocupați dacă sunt sau nu frumoși. Să lăsăm acest atribut femeilor. Frumusețea este un cadou lăsat de Dumnezeu pentru femei în genere. Nu vorbesc de excepții cum ar fi Absalon, Solomon și alții care au fost de la natură handsome sau arătau bine, cum se zice. Dacă bărbatul nu reușește să rămână bărbat, atunci prieten pune femeia în pericol să fie și femeie și bărbat. Dumnezeu n-a chemat femeia să fie și femeie și bărbat. Dumnezeu a chemat să fie femeia doar femeie, iar pe Adam l-a chemat să fie doar bărbat, iar pe femeie să fie doar femeie. Simplu, distinția este clară. Din nefericire, vestul modern a pornit într-o goană nebună, într-o luptă de feminizare a societății și de distrugere a bărbăției și a demnității bărbatului. Am ascultat un dialog între un mula, un învățător musulman din America, care spunea ceva de genul, noi musulmani votăm întotdeauna cu liberalii, nu pentru că noi am crede ca ei, ci pentru că dacă ei ar rămâne la putere, vom asigura distrugerea categorică feminizarea bărbatului de o așa manieră încât ne vor lăsa calea liberă nouă musulmanilor să preluăm puterea și să preluăm și femeile lor care oricum dublixă de bărbați promovăm ideea ca femeia occidentală, femeia modernă să depersonalizeze pe bărbat care cândva a fost un stalion să-l transforme într-o mărțoagă de scors cartofi și atât. Și mai spunea el, musulmanul, prietenul de la interviu, și mai spunea domnul acesta, musulman, noi, vo noi nu votăm niciodată creștinii conservativi pentru că ne temem de ei. Creștinii conservativi au principii, au fermitate, au curaj și au viziune, au un Dumnezeu în care se încred. De aceea spunea acest domn musulman că el va vota întotdeauna pentru liberali, pentru că aceasta va fi calea sigură de a distruge și de a prăbuși creștinismul odată cu el America creștină prin feminizarea bărbaților din lumea occidentală. Aici intervine un factor de conecție, cine a umplut Europa, America, Canada cu musulmani care votează pentru liberalii neomarxiști de gen George Soros. Canada aici mai cu seamă de multă vreme, uitați vă în Toronto, în downtown, în timp ce bărbații pur sânge arab se închină lui Allah în centru uneia dintre cele mai importante orașe protestante și creștine din Canada, Toronto, iată răspunsul zilei la această întrebare. Cine a umplut Canada, Europa și Statele Unite cu, cu musulmani? Aceasta a circulat acum peste tot în ziare știrea că domnul George Soros a fost desconspirat că a sponsorizat el ca evreu ateu liberal gruparea Hamas. Uitați ce spune New York Post. Miliardarul de extremă stângă George Soros a direcționat peste 15 milioane de dolari din 2016 către grupurile din spatele protestelor pro-palestinieni din această lună unde demonstrații a Demonstranții au aplaudat în mod deschis atacurile teroriste ale militanților Hamas asupra Israelului. New York Post. Deci, acum înțelegem de cine se folosește Vaticanul pentru promovarea agendei globaliste, cine a adus musulmanii în Europa, America și Canada și pentru ce motiv. Musulmanii sunt educați să lupte împotriva creștinismului biblic prin vot, prieteni. Democrația l-a votat pe Domnul Hristos pe cruce și democrația va duce persecuția împotriva creștinilor care îi iubesc pe Domnul Hristos. Întorcându-mă de la această paranteză destul de lungă pe care am făcut-o la distrugerea sistematică a bărbatului care lasă femeia și copiii neprotejați. Bărbatul îi este amputată demnitatea și prin aceasta, dragii mei, este deposedat de bărbăție. Vina bărbatului și vina femeii. Încep cu vina bărbatului. Vina bărbatului este părăsește pe Dumnezeu. Când bărbatul părăsește pe Dumnezeu, femeia părăsește pe bărbat. Este foarte adevărat și ciudat în același timp, când femeia părăsește pe bărbat, copiii devin ai nimănui, fără mamă și fără tată. De ce părăsește femeia pe bărbat? Pentru că nu vede în bărbat capul pe Isus, nu vede gentilețea și caracterul Mântuitorului nostru Isus Hristos. Când bărbatul părăsește pe Dumnezeu, devine violent, și nesincer cu femeia sa. De aceea avem violența în familie, unde băutura ia mințile acestor bărbați și transformă căminul într-o teroare. De aceea vedem omul care a părăsit pe Dumnezeu, fiind înconjurat de egoismul uh, fatal și, dacă vreți, sport, fotbal, sticlă și prieteni. De aceea vedem bărbații care au ajuns la statura de oameni și preferă să trăiască ca niște uh, trubaduri fără țintă, irresponsabili, vânători profesioniști în această lume. Copiii care, în genere prin absența tatălui, au fost deposedați de elementul tandreții și autorității părintești, în așa manieră că atunci când ei vor crește mari, vor ajunge să fie o problemă corecțională pentru societate. Am vorbit despre vina, vina bărbatului, acum vorbim și despre vina femeii. Vina bărbatului este că abandonează pe Dumnezeu și el nu mai este privit ca și cap al, al Domnului Hristos. Vina femeii este faptul că se lasă modelată de cosmetica modernismului, care o educă că bărbatul este un fel de prost necesar în care ea se lansează în subminarea autorității bărbatului și preluarea responsabilității pe care Dumnezeu nu i-a oferit-o. Femeia modernă, femeia care are bani, femeia care știe totul, femeia independentă, nu are nevoie de familie. Când femeia se izolează de Dumnezeu ca și bărbatul, produce o groază de perturbări în ramificație, în familie, în societate și chiar în biserică. Femeia care vrea să fie bărbat va rămâne în cele din urmă singură. Unii bărbați pleacă ca și câinele bătut de acasă, alții preferă un divorț ilicit și rămân izolați în infernul deghizat în ceea ce noi numim familie creștină. Alții ajung să comită fapte reprobabile și ajung după gratii. Cedări nervoase, depresii și copii fără tată și fără mamă. Mame care nu mai sunt preocupate de copii, de creșterea lor, și mai degrabă sunt preocupate de o carieră și de performanțe profesionale de a, decât de a educa o generație a viitorului. Femeia mamă nu mai este la modă, este chiar ofensiv să promovezi o astfel de percepție despre femeie. Ce vrei, doar să rămân la cratiță? Ce este mai important să crești un copil pentru viitorul lumii sau să fii o contabilă excelentă? N-am auzit pe nicio femeie pe patul de moarte strigând, oh, dacă aș mai avea un cont de bancă să rezolv acum pe patul de moarte ce fericit aș fi. Nu, dar am auzit mai toate femeile pe patul de moarte ar spune mai degrabă, oh, dacă aș fi avut și eu un copil pe care nu l-am vrut niciodată în viață, să fie alături de mine pe patul de moarte. Vedeți, dragii mei prieteni, contabilizarea, independența, banii, toate acestea pe patul de moarte se plătesc scump. Noi, prieteni, plătim facturile mai târziu, dar în viață, când le plătim, le plătim, să știți, pe toată dată. Un celebru comedian american a abordat o fată Mergând pe stradă în New York, care purta o fustiță scurtă, probabil că n-a avut bani să facă una mai lungă, și uh, s-a oferit să-i plătească bani serioși pentru un moment de plăcere sau intimitate. Fata a răspuns foarte ofensată că ea nu este o femeie de moravul ușoare, cinste ei. Dar comedianul a răspuns uh, la un moment dat, uh, domnișoară, nu vă supărați, când văd o femeie polițist, o recunosc după uniformă. O femeie medic o recunosc după halatul alb. Când o văd, o identific, nu? O femeie bucătăreasă o identific după șorțul și boneta specifică bucătăriei. Sau când văd chiar o femeie călugăriță. De asemenea, îmi dau seama de statutul ei social. Și nu trebuie să îi întreb cine sunt sau să afli de unde sunt. Ne uităm doar la ținutele lor și ne dăm seama ce sunt, ce cred. Ce au? deci dacă nu ești o femeie de moravuri ușoare, de ce le porți uniforma? Știi, asta a fost o declarație destul de rece, chiar și pentru mine, când am citit-o, mi-am zis, wow! Uh, și continua, continua acest, mă rog, comedian. Știți cum arată o regină adevărată? Regina este întotdeauna îmbrăcată în haine care ascund părțile intime de ochii curioși. Dacă se machează, să zic, pentru protocol, o face discret, de abia vizibil, nu? Nu are coafură decât una elegantă. Cu cât o femeie este mai înțeleaptă, prieteni, cu atât este mai modestă. Și asta nu înseamnă că este lipsită de eleganță în același timp. Din motivă, acest rafinament delicat este cel care o îi conferă eleganța și o face pe femeie să fie respectată și stimată în societate. Potrivit majorității bărbatului, dacă o femeie se îmbracă provocator, înseamnă că au o intenție sau o agendă bine definită. Așa că dacă vreți ca ceilalți să vă aprecieze, spunea comedianul, ar trebui să te apreciezi pe tine însuți mai întâi, ca mai apoi alții să te aprecieze. Dragii mei prieteni, ce să zic, morala pe care a împărtășit-o comedianul cu această tinerică, cred că este aplicabilă în foarte multe sfere sociale, ce să zic, am rămas cu capul plecat. Și am zis, Doamne, ajută-ne să înțelegem și să primim înțelepciunea care vine de la tine. Acum am o chestiune foarte interesantă. Este un test grillă spre finalul subiectului nostru. Versete biblice care nu mai sunt crezute nici de bărbatul care a părăsit pe Dumnezeu, și versete biblice care nu sunt crezute nici de femeia care nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Încep cu bărbatul, pentru că așa e corect, să ne incriminăm pe noi și să devenim noi subiecti ai vinovăției, nu? Pentru că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu, așa că e bine să începem noi ca bărbați să ne facem nea culpa. Întrebarea numărul 1. Câți dintre noi mai cred versetul din Efeseni 5 cu 25? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Prieteni, cât mai cred aceasta? Un bărbat care este gata să se jertească pentru soția sa uh, uh, va genera în femeie două comportamente. Dacă femeia pe care uh, și-a ales-o este soție temătoare de Dumnezeu, va face orice pentru el. Dar dacă femeia care și-a ales-o ca soție nu este temătoare de Dumnezeu, va uh, face sau se va comporta ca și Dalila și Samson. Îl va ține pe bărbat de prost. Ați auzit expresia aceasta între români? Zice, ăsta e prost de bun ce e. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Colosem 19. Câți dintre bărbații noștri cred că aceasta este o datorie și o responsabilitate a noastră ca bărbați ca să le iubim și să nu ținem necas pe ele? Să știți un lucru. Dacă ne rugăm mult în fiecare zi, nu ne pierdem cumpătul în provocările uh, care apar în familia noastră, în relația noastră între bărbați și femeie. Sunt foarte mulți oameni care recunosc că o dispută, o controversă verbală, civilizată, o diferență de părere expusă în arta comunicării între soț și soție, nu neapărat este ceva negativ, ci este parte din sănătatea familiei. Este un lucru sănătos să avem divergențe de opinie, să avem diferențe de opinie, dar este și mai sănătos să găsim arta sau calea unui libaj elegant, rafinat în comunicare pentru a nu stârni un foc și pentru a găsi un consens între soț și soție. O altă declarație din Scriptură, 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab și ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Câți dintre noi mai cred că noi ca bărbați avem datoria să oferim cinste femeii ca un vas mai slab. Câți dintre noi mai credem ca bărbați care ne temem de Dumnezeu că rugăciunile noastre pot fi împiedicate dacă noi uh, nu oferăm cinstea și respectul soțiilor noastre. Sunt bărbați care nu cred că trebuie să dea cinste femeii uh, ca un vas mai slab. Acum, ce să zic, mergem puțin mai departe și pășim în apă fierbinte versete biblice care nu mai sunt crezute de femeia care este modernă, independentă și care a părăsit calea lui Dumnezeu. Încolo, fiecare dintre voi să-și iubească Nevasta, spune bărbatului, ca pe sine. Și Nevasta să se teamă de bărbat. Efesen 5 cu 33. Spuneți-mi dintre Doamnele de astăzi mai cred că Nevasta trebuie să se teamă de bărbat. Ăsta e un verset pe care se poate trece peste. Tăiem versetul ăsta, îl scoatem din Biblie sau îi dăm o interpretare că nu e vorba de teamă, e vorba de altceva. Sunt convins că există N explicații, nu intru în ele și nici nu mă poziționez să susțin una sau altă declarație. Este doar o declarație din scriptură în care nu se mai crede. Femeii, i-a zis. Voi mări foarte mult suferința și însăcinarea ta, cu durerile vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bă, ale bărbatului tău, iar el va stăpâni peste tine. Oamenii spun, băi, asta este uh, o figură de stil, din nou interpretare. Prima parte este verificabilă, că se întâmplă literar. A doua parte se poate schimba. Observați dumneavoastră când avem un dublu standard. Aici avem în Geneza 3 cu 16 un verset în care ni se spune, voi mori foarte mult suferința și însărcinarea ta sau la, cu durerile vei naște copiii. Vă întreb, este real partea asta de verset sau este o figură de stil? Nu, este real. Femeia naște copilul cu durere. Dar a doua parte, dorințele tale se vor ține după ale bărbatului tău, iar el va stăpâni peste tine. Păi nu, că asta e spiritual și asta e o figură de stil, trebuie înțeleasă într-un context anume, nu e chiar așa cum se citește. Dar regula este de interpretare biblică că un verset ori este literar, ori este spiritual. Nu putem explica jumate de verset ca fiind literar și după aia jumate de verset ca având o tentă, fiind o figură de stil. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Câți mai cred în treaba asta din lumea Doamnelor și din lumea bărbaților? Și sigur că femeia are dreptul să nu mai aibă încredere în noi dacă noi. Nu avem caracterul Domnului Hristos. Numai atunci bărbatul are capul lui Hristos, are mintea lui Hristos, când are caracterul lui Hristos, iar femeia îl poate identifica pe bărbat ca fiind o persoană conectată cu Dumnezeu. Dar, din nefericire, nici acest verset biblic nu mai este prea crezut, căci bărbatul este capul nevestei, așa cum spune, și Hristos este capul Bisericii. Spunea Nefesen 5 cu 23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Nici astea nu se mai cred la ora actuală și chiar sunt considerate versete deranjante. O întrebare de prost gust în societatea de astăzi, cine are mai multe drepturi? Și vă las pe dumneavoastră să răspundeți la această întrebare, femeia sau bărbatul? Vreau să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru onestitatea momentului. Vreau să uh, vorbesc în numele bărbaților, nu mă identific cu această clasă de oameni. Noi, înșine, trebuie să facem o cercetare personală a vieții noastre de credință. Noi, înșine, trebuie să tragem concluzii dacă avem scăderi și lipsuri în relația noastră față de partenerii noștri de viață, de soțiile noastre și chiar față de copiii noștri. Uh, dragii mei, cred că avem nevoie să fiind examinați de prezența Duhului Lui Dumnezeu și cred că și uh, persoanele, uh, surorile noastre sau doamnele, domnișoarele care sunt pe calea undelor de asemenea au și dumnealor un moment de introspecție, un moment în care e bine să medităm și să vorbim cu Dumnezeu pentru a ne ajuta să înțelegem dacă suntem bărbați cu Dumnezeu sau bărbați fără Dumnezeu, dacă suntem femei cu Dumnezeu sau femei fără Dumnezeu. Hristos este secretul, este rețeta pentru reconcilierea problemelor din familie. Domnul Hristos, o noapte de rugăciune, este rețeta care poate ajuta pe bărbat să aibă răbdare, să aibă compasiune, să aibă înțelegere față de soție și tot așa rugăciunea, părtășia cu Domnul Hristos este rețeta pentru o soție care are dificultate în a înțelege pe bărbat, pe soțul ei și responsabilitățile pe care le poartă. Dumnezeu să fie soluție pentru noi în această seară, Domnul Hristos să fie soluție pentru noi și în acest tumult al luptei noastre interioare către fericire, Hăbăuți și obsedați după visul care se cheamă fericirea absolută, hoinărind între extazi și agonie, noi, bărbați și femei, să găsim fericirea absolută împreună la picioare crucii Domnului Hristos. Bunul Tată cere să fie cu noi, de acum și în veci. Amin.